Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. S-a prins leu la Târgoviște? Nu știu dacă s-a prins leu la Târgoviște. De unde? Știi, din două una. Bă, dacă nu l-au prins, din două una, ori nu există, n-a fost leu deloc, ori leul există, dar s-a camuflat în tufele din Târgoviște de undeva. S-a pitit, păi na. Da. Are talentul ăsta. Are talentul de a se pipi leu. Sigur că dacă altfel el n-ar putea prinde prada dacă n-ar știa să se camufla. Practic, în savana de la marginea orașului Târgoviște, da, poate există leu, care acum e și înfometat. Ce papă leu? Nu neapărat, că da, poate a găsit ceva. Există speculații că ar putea fi, de fapt, un câine. Un câine mai mare, mai galben. De ce? Că s-au mai văzut cazuri. Hai mă, lasă un corp. Serios, vorbesc serios. Deci eu cred că ar merita de menit cu un crem vârști, ceva. Un câine galben. Nu chiar așa prietenos, că înțeleg că nu s-a apropiat foarte tare de oameni, dar nici oamenii. Dar ieri a fost panică în oraș și subiectul zilei, mesaje la Ro Alert. Eu când am văzut primul mesaj, nu am primit. De nefiind în zona Târgoviște, na, n-am primit. Dar a circulat. Da, a circulat. Și am crezut că e glumă, pentru și că eu, textul este formidabil. Alertă severă. Deci primești mesaj de alertă severă. Care sunt celelalte grade de alertă? Alertă îngăduitoare? Alertă normală și a, cred că doar două, da, nu? Îngăduitoare și severă? Și cred că e și extremă, cred că... Alertă severă. A fost, acum eu citez. A fost semnalată prezența unui animal sălbatic, paranteză, leu. Deci a fost semnalată prezența unui animal sălbatic tip leu. Da. Asta se înțelege? În Mun Târgoviște, cartier Priseaca, zona Statia Peco Helene. Evitați zona, rămâneți... Vezi cine scrie mesajele astea? De la o vreme acolo, da, prins... Nu, da, eu știi ce cred? Cred că de acolo, mai departe, de la evitați zona, rămâneți în locuință, e șablon. Și da, până acolo e editată manual. Aia cu animalul sălbatic leu și Statia Peco. Da, da, zice, a fost semnalată. A, și zici că a fost semnalată, este... Cred că și acolo e, și acolo e prezent. Da, e șablon. Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta. Da, asta e genială. Genială. Bă, dacă am ajuns, ce se întâmplă cu umanitatea? Adică dacă a ajuns cineva să trăiască, să-ți transmită o alertă severă, nu-ți face poză cu un leu în libertate. Da. Nu e o idee bună să te pozezi cu leu. Dar și oameni. Adică, probabil că... Știi, toată lumea se așteaptă. Uite, leu, hai să ne facem un selfie cu el. Da, da, da. Asta m-a dus cu gândul la episodul ăla din Tom și Jerry cu leu tântălău evadat de la circ, știi? Nu. Aia n-ai cum. Hai mă, că e faimos. Nu mai zice. Nu mă, evadați un leu de la circ. Era la radio peste tot. A evadat și leu era tântălău. Și l-au luat Tom și Jerry. Că le era frică de orice. Deci, în Târgoviște au fost vreo trei alerte în zone. Alerta inițială pare să fi fost dată de un antrenor de arte marțiale. El pare să fi fost Potterul. Adică un karatist a văzut un taekwondoist, a văzut leu și a anunțat autoritățile, a ieșit o panică totală, un martor, ci de nenumărați martori, care toți ba văzuseră, ba nu văzuseră, un haos total. Acum te pui și în pielea autorităților, trebuie să reacționeze, că nu știi, e adevărat, nu e adevărat, începe ancheta și primesc mesaje contradictorii din toate părțile. Ce să facă? Evident că totul e de o ridicol total. Iată martorul, zice despre leu. Mergea încet leul. Ne-a văzut, s-a oprit. Ne-am retras cu spatele o vreme. Apoi am grăbit pasul, am sărit gardul. Prima dată a spus soția, e un leu. Da, era leu. Talie mult mai mare decât un câine. Culoarea specifică, trăsăturile. Exclud ideea de a fi confundat cu un câine, a spus un martor. Așa apar observații, știi, observări ale omului zăpezii. Monstru din Loch Ness. Da, toate astea. 45 de minute mai târziu, în alt cartier, de asemenea s-a semnalat că leu a trecut pe la câțiva metri de casele localnicilor. Vezi, nu are cum să fie. Nu l-a văzut un singur om. Bă, dar nu e nicio e clar film. Că e un leu. Nu există, mă. Deci în epoca asta în care toată lumea are telefoane mobile și se filmează toate prostiile posibile și imposibile și se pun pe net, nu există nicio imagine cu leu respectiv. Când dacă vorba aia, dacă trece leu pe stradă, acum serios. Românilor le trece... foarte frică de leu. Serios? De aia preferă euro. Nu, dai ceva aici. Da, ei că... fac poze cu ursul. De unde urs de asta? Aia, de al nostru și da, practic nostru, suntem... Domnule. Da, mă înțeles. N-ai, mă, nu era niciun leu. Dacă era leu, aveam poze, filmulețe, de pe selfie-uri cu leu, ce să fie. Bun. Organele după el. Deci la acțiunea de căutare au participat aproximativ 60 de angajați ai jandarmeriei, poliției locale, ISU, AJVPS și DSVSA. Și un câine de căutare.
Confuz total. Da. Ce o să vrem, mă? Grivei, căutăm leu, da? Leu, hai, da. Caută, caută leu, caută leu. Leu? De găsim leu. Poporul foarte alertat, unii au zis că au văzut Dihania și au venit diverse momente vesele care au fost înregistrate și de jurnaliștii prezenți, evident, la fața locului. Cum ar fi ăsta? A trecut, băiatul era în curte și a trecut înspre oraș, spre asfalt. Unul galben. Păi aici a venit ce fule pumbărării? Ce a fugit aici? Penalul să fie decât acolo, în bărările ale mari. Spune-mi dacă ai văzut tu, l-ai văzut tu personal. Da. Așa, ce făcea? Unde se ducea? Mânca acolo iarbă. Deci mânca acolo, l-ai văzut? Da, l-am văzut. Unde? Uite acolo, mânca iarbă. Ceea ce este, cum să spun, prima informație care ar putea să ne îndrepte cu gândul spre teoria că ar fi o felină. Că un câine, câinii mănâncă iarbă, câinii, eu nu știu, câine nu, mărturia nu stă în picioare. Pisicile mănâncă iarbă. El dacă avea acolo în iarbă un steak, un os, ce a prins el? Femeia n-a văzut exact, a văzut de la mare distanță, că nu cred că s-au să vadă exact ce paște, ce mănâncă, da, leu. Eu nu știu ce să spun, dacă sunt târgovișteni pe recepție, am vrea să ne spună dacă leul a fost prins sau nu. La fiind atâtea mărturii, mi-e greu să cred că totuși ația oameni au văzut un câine și l-au confundat cu un dălând, doamne, iartă-mă de câine. Ce mărturii, mă, n-auzi că păștea iarbă? Da, eu cred că este un leu făcut potaie, ca leu românesc, e un leu românesc care s-a făcut potaie. La vremea de inflație, leu românesc se face potaie și că de fapt asta este. Deci, dacă sunt târgoviștem pe recepție, 0728 3 de 1 3 de 2, dacă s-a fost prins leu sau nu, sau poate cine știe, era un leu cu dureri de stomac și păștea iarbă pe undeva să-și rezolve problemele. Bună oară! Tudor ne spune că în Priseaca, lângă Târgoviște, există o companie care acum câțiva ani avea un leu în curte autentic și se gândește că poate ăsta era leu. Mihai ne scrie că, în ciuda mărturiilor, cred că leul este real, având în vedere zona în care a fost văzut prima dată. Toată lumea din Zica cunoaște faptul că o anumită persoană deține lei. Aparent, doar autoritățile nu știu. E o posibilitate și ca acesta să fi fost prins chiar de proprietar, ne scrie Mihai. Iar Nicu din Târgoviște, da, ne spune că și el, că în acea zonă există un domn renumit, mai excentric, cu un club și piscină, da, care chiar deține un leu. El l-ar fi recuperat între timp și de aceea nu e de găsit. Și deci, cum recuperezi leu de pe stradă, mă? A plecat leu în pădure. A plecat el la treaba lui. Și tu ce, cum faci? Pis, cum... Îl momești cu un... Așa, și bun, să zicem. Steak. Așa, el vine și mănâncă steak-ul, adică mănâncă ce-i dai tu. O conservă de pisici, mai mare. Da, de 10 kg. Dar duci că eu... Deci, cum faci, tu alergi și el vine după tine, la trap. Da. Păi, cum prins, mă, un leu de unul singur? Stai un pic, dacă ai leu de mic... Dar ce companie are un leu în curte? Mă rog, asta e altă. Sunt, ce... N-auzi, un domn mai excentric. Cu piscină club. Domnul Nuțu avea leu acum 20 de ani în București. Da, era... Nu, dar spunea cineva, o companie are un leu în curte. Păi, companie înțeleg o firmă, nu? A, da, 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 da. A zis că avea acum ceva vreme. Dacă ai o curte mai mare, nu ai că nu-i... Da. El nu ocupă mult spațiu. Mai greu să ai cald decât leu. Ca... Așa. Bun. Deci leu e pe stradă și tu l-ai devenit cu o conservă de pisici, ceva, crânțănele, bobițe. Și pe urmă pui o pătură pe el. Îi dai altăi și vreo două la fund. Unde ai plecat? Îl pas cu ziarul. Ți-e rușine, dar îi dai cu ziarul peste bot și el schia un rușinat, da, și vine după tine cu coada între picioare. Ieși acasă imediat. Posibil așa ceva? Eu mă gândesc că un leu pe care l-ai de mic... Mic, e mai bine crescut. Adică te înțelegi cât de cât cu el, adică nu... Nu mănâncă, nu mănâncă picior de om. Adică, sigur că la fel ca o pisică, nu poate fi domesticit întru totul. Da. Cred că vine, mă, dacă îi dai, cred că vine. E vesel dacă e de friptură. Îi pui bobiță în rând, așa, în șir. Da. Că bobiță nu șir, pune la el în cușcă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.